Isus înaintea lui Pilat Diste dimineață, toți marii preoți ținură sfat cu bătrânii, cărturarii și toți sinedriul spre a grăbi condamnarea la moartea lui Isus. Apoi îl legară și îl duseră sub strajă să-l predea lui Pilat din pont. Pilat era guvernatorul roman al iudeii și Samariei, pământul sfânt aflându-se pe atunci sub jurisdicția Romei iar fără aprobarea guvernatorului în Iudeea, nicio sentință de moarte nu putea fi adusă la îndeplinire. Ultimul cuvânt îl avea Pilat. Văzând că Isus este condamnat la moarte, Iuda se simți cuprins de remușcări și întoarse cei treizeci de arginți marilor preoți și bătrânilor poporului zicând Am păcătuit că ce am vândut sânge nevinovat!" Iudeii nu au intrat în pretoriu ca să nu se pângărească. Atunci, Pilat a ieșit afară și le-a zis: Ce vină îi găsiți acestui om? Dacă n-ar fi fost un răufăcător, nu ți-l-am fi dat prins, au răspuns ei și au început să-l acuze, strigând: L-am surprins pe omul acesta, întărătând poporul nostru, îndemnând a nu plăti tribut cezarului. Și zicând că el este Hristosul, un împărat. Atunci Pilat a intrat iarăși în pretoriu, l-a chemat pe Isus și l-a întrebat: Tu ești împăratul iudeilor? Împărăția mea nu aparține acestei lumi, a răspuns Isus. Dacă împărăția mea ar fi aparținut acestei lumi, slujitorii mei ar fi luptat ca să nu cadă în mâinile iudeilor. Atunci ești împărat? M-am născut și am venit pe lume ca să mărturisesc adevărul. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu, a răspuns Isus. Ce este adevărul? L-a întrebat Pilat. Aflând că Isus este originar din Galileea, Pilat îl trimise pe Isus la regele Irod, care domnea pe atunci în această provincie și în acele zile se afla și el la Ierusalim. Irod i-a pus nenumărate întrebări, dar Isus nu i-a răspuns nimic. Marii preoți și fruntașii iudei, fiind și ei de față, îl pârau, învinuindu-l cu înverșunare. La rândul lui, Irod îi puse pe soldații săi să-l umilească și să-și bată joc de Isus și, îmbrăcându-l într-un veșmânt strălucitor de alb, îl trimise înapoi la Pilat. Cei doi, Irod și Pilat, care până atunci se dușmăneau, din acea zi deveniră buni prieteni. Și Pilat chemă pe marii preoți, pe demnitari și mulțime de popor și le zise, Mi-ați adus pe omul acesta ca pe unul care întărâtă poporul și iată, cercetându-l înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de nicio faptă de care l acuzați. Cu ocazia sărbătorilor Paștelui, Pilat trebuia să elibereze, conform obiceiului, pe un deținut condamnat la moarte. El se pregătea acum să le libereze pe Isus, dar mulțimea prinse să strige, Moarte lui! eliberează l pe Baraba! Baraba fusese întemnițat pentru o răscoală ce avusese loc în cetate, precum și pentru un omor. Pilat ridică iarăși glasul, dorind să le libereze pe Isus, dar ei strigau, răstignește-l, răstignește-l, și strigătele gloatei și ale marilor preoți au biruit în cele din urmă.